Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în urma exploziei care a avut loc luni dimineața în Burdujeni, care a afectat scările D și E ale imobilului. Conform primarului Ion Lungu, în Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-au stabilit următoarele. Asigurarea cazării celor 28 de familii de la cele două scări afectate în cele 16 apartamente libere ale primăriei și 12 în spații închiriate în apartamente libere din oraș scoase la închiriere sau la hotelurile din zonă. De asemenea, s-a decis acordarea de ajutoare financiare de urgență persoanelor evacuate, sinistrate, pentru nevoi curente, cum ar fi hrană sau îmbrăcăminte. Acordarea de ajutoare financiare de urgență proprietarilor de la celelalte blocuri învecinate care au geamuri sparte la apartamente sau la balcoane. Acordarea de ajutoare financiare de urgență pentru repararea autoturismelor avariate, geamuri sparte cu pole îndoite. La fața locului sunt echipe mixte de la primărie, de la poliția locală, Serviciul de Protecție Civilă, Direcția de Asistență Socială, care inventariază pagubele și discută despre variantele de cazare cu cetățenii afectați. Municipalitatea va asigura și costurile cu utilitățile la apartamentele primăriei și la locuințele închiriate. Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a fost validată conform legii la prânz și de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Așteptăm publicarea ei, după care voi convoca Consiliul Local al Municipiului Suceava într-o ședință îndată pentru a aproba cele stabilite în Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Suntem alături de cetățenii care au avut de suferit din cauza acestei explozii. Vrem să le oferim condiții de normalitate privind cazarea și viața de zi cu zi în perioada următoare, a declarat primarul Ion Lungu.